ăsta, am să vă provoc și pe voi să acceptăm niște întrebări din public în măsura în care sunt oameni care au venit pregătiți în seara aceasta să ridice câteva întrebări. Astfel că dacă e cineva din public interesat să îi se răspundă la o anumită întrebare, suntem aici și avem și microfonul pentru voi. Iar dacă nu este nimeni atât de încrezător încât să ridice o primă întrebare, am să ridic eu, bineînțeles, pentru că sunt întotdeauna curioasă și dornică să mai aflu câte ceva. În cazul ăsta vreau să aflu de la Iulia câteva cuvinte despre Joseph Campbell și erul cu 1000 de chipuri. Prima menționare în seara aceasta despre faptul că recunoaștem instinctiv, exact cum spuneai și tu, Valentin, recunoaștem ceva care ne face să fim universali, a venit de la tine. Și aș vrea să ne întoarcem puțin. Care este explicația pe care tu, prin prisma specializării pe care o ai în zona iunghiană, este validă? Cum se face că arta contemporană, în cele din urmă, cu referiri tot la structurile clasice de a face teatru, de a cânta, în cele din urmă, de a face film, de a dansa, dans contemporan, reușesc să fie decodate de mintea noastră? La ce ne raportăm mental sau instinctiv? La care sine de 2 milioane de ani, despre care nu știm mare lucru, ne raportăm când decodăm? E o întrebare foarte grea, la care nu am eu personal, la vârsta mea fragedă, un răspuns foarte clar. Însă răspunsul în care eu cred și care este răspunsul psihologiei junghiene și, de fapt, și psihologia junghiană l-am promotat din tradițiile spirituale mai vechi, este acela că psihicul, sufletul sau psihicul este imagine și se exprimă prin imagine. Și atunci, sigur că și aceste mituri, de exemplu, sunt de fapt o colecție de imagini, pentru că atunci când ni se povestește ceva sau auzim sau citim cartea lui Campbell, de exemplu, ne imaginăm, vedem o serie de imagini, un film, practic, un film, o serie de foarte multe imagini care se succed foarte rapid. Și atunci aceste imagini, fie că ele ne vin din vise, fie că ne vin din povești, fie că ne vin din creații artistice de tot felul, că e vorba de dans, cum ai spus, că e vorba de film, că e vorba chiar de muzică, pentru că și muzica ne trezește imagini în interiorul nostru, fac să ne vibreze sufletul. Toți avem, încă, e clar, suntem oameni și avem suflet, nu suntem roboți. Și acest suflet, chiar dacă este neglijat, chiar dacă este neluat în calcul prea mult, vibrează la imagini. Și asta ne face să fim atinși. Asta face ca o poveste bazată pe structura mitului, mitul fiind limbajul psihicului, limbajul coerent prin care psihicul se exprimă, să fim atinși și să vibrăm și să simțim chemarea cumva și să, eventual, dacă suntem suficient de curajoși sau de încrezători în lumea interioară, să-i dăm și curs. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea ta, era oricum foarte complexă și masterială. Cel puțin m-a ajutat și mi-ai dat câteva elemente de care să mă agăți. Poate altcineva dintre invitații din seara asta are un răspuns mai mai țin mai nuanțat sau nu știu. Ok. Eu nu mai țin. Atunci am o altă întrebare pentru tine, pentru că ești de foarte mulți ani în scena muzicii. Cât de mult din muzica pe care o realizăm astăzi sau pe care o ascultăm astăzi, de la muzică electronică începând, care e foarte ritmată, se potrivește cu ideea de ritual pe care o explică Joseph Campbell în carte? Pentru că în cele din urmă, prima întrebuințare a muzicii a fost în scena ritualului. Așa este. Contează foarte mult sursa, pentru că toți cei care suntem aici ascultăm muzică, probabil, dar cu siguranță artiști diferiți, surse diferite, unii acceptă doar ce radio TV, unii au propria colecție de muzică și au învățat să o construiască, alții acceptă recomandări, link-uri, MP3-uri
Și ăsta e un exercițiu util, pentru că până la urmă tot afli ceva, care la un moment dat nu poate, adică la un moment dat își arată utilitatea. Cu siguranță percuția rituală a fost și este în continuare un domeniu foarte interesant în care poți observa nu numai ideea de repetitivitate, ci și ideea de formă care există într-un ritual și ideea de evoluție care există într-un ritual. Practic, acest ritual este mediul în care tu îți asiguri transcendența către altceva. Ceea ce presupune automat o anumită stare. Deci, automat, muzica pe care o implicăm în acest context induce această stare. Prin repetitivitate, prin anumite intervaluri sonore, monotone sau nu, dar de obicei muzica este mai repetitivă, arta pauzei este desăvârșită pentru că se folosesc foarte multe spații, iar densitatea există mai mult în exprimare, în conștientizarea actului în care faci parte și mai puțin în note și în armonie. Vorbim mai mult de ritm și melodie, mai puțin de armonie în ceea ce discutăm aici. E o idee care s-a dezvoltat foarte frumos, dar chiar și muzica improvizată trebuie să aibă o bază tonală, trebuie să aibă un tempo, chiar dacă ritmurile sunt de mai multe feluri, nu? Putem fi sacadați, nemțește, putem fi rubato, folosit în clasică, putem fi sincopați, Africa sau America de Sud. Există o teorie pe care cumva, în fine, am îmbrățișat-o sau am completat-o, aceea legată de diferența între colonizatori și colonizați, în ceea ce privește abordarea muzicală. Colonizatorii sunt toți mărșăluiesc. Ei merg înainte și acaparează. Colonizații sunt relaxați, sunt sincopați și acceptă. Așa putem discuta despre importanța acestei idei ritualice, acestei intensități mai degrabă. Și, bineînțeles, dacă pornim de la diferența clară între ritual și ceremonie, între semnificația inițiatică a ritualului și toate celelalte manifestări care marchează ceva, mă refer cultural sau așa mai departe. Vreau să-l remarc pe Nick Perch, care este un artist contemporan, elvețian, care a conceput ceea ce se numește Ritual Groove Music, un termen nou care combină minimalismul anilor 50-60 pe care Steve Reich și Philip Glass l-au pornit, groove-ul care vine din pulsația de swing și de funk, și această idee de repetare și dezvoltare a unor anumite teme sau formule ritmice pe care el o face într-un mod ingenios, misterios, modern și foarte elaborat din punct de vedere muzical. Asta pentru a pomeni și un exponent actual al acestui gen de abordare, pornind de la triburi, pornind de la teatrul grecesc, pornind de la tot ce înseamnă improvizație și mai ales evoluție. Păstrăm ritual așadar. Da. Altfel nu. Altfel se rupe lanțul. Iar dacă cineva este în sală care are o întrebare pe vârful limbii, îi ofer microfonul. Dacă nu este nimeni, îmi ofer eu plăcerea și bucuria de a arunca la filă ultima întrebare din această seară către invitații noștri. Lăsându-vă pe dumneavoastră apoi în sală să puneți întrebările în particular, dacă doriți, invitațiilor. Domnule profesor Adrian Niță, o întrebare, fiindcă rămânem cu ritualul în gând. Omul modern, pe care îl priviți în față și în universitate, când vă uitați la studenții dumneavoastră, la ce ritual important se raportează astăzi? Da, grea întrebare, nu știu ce să zic. Studenții noștri, în special cei de la Crăzăfie, despre ei vorbim,
Vedeți, lumea noastră e mai la ora actuală, fiind modernă și are un alt ritm. Este un ritm mai intens, este un ritm care e mai puțin favorabil mersului la bibliotecă, meditației, gândirii, știu eu, lucruri care țin de contemplație sau așa. E un ritm mai activ și mai practic sau pragmatic, nu știu cum să zic, mai sacadat. Da. Dar înclin să cred că nu e un lucru rău, adică e spiritul vremii, așa. Îmi închipui că diferențele acestea care există, să spunem, între persoanele care sunt acum de 20 de ani, să zicem studenții noștri, și noi care suntem cu 20-30 de ani mai mare, mai mult decât ei, nu crezi că e ceva rău. Poate că așa mi se părea și nouă când eram noi în facultate și profesorii noștri vorbeau despre noi, mi-închipui că destul de asemănător vorbeau despre noi și ne vedeau la un alt ritm. Mai ales la noi în țară mereu s-a spus chestia asta, că e o luptă între generații și, dacă ați văzut la Revoluție, tinerii atunci au fost valorificați. Altfel, niște golani, niște rebeli, niște pierdevară, nu știu ce. Revoluția a fost cea care i-a valorizat și i-a scos în, cum să spun, le-a arătat faptul că sunt și niște oameni care sunt valoroși și care sunt apropiați de spiritul democratic. Și acum ne gândim și la tot felul de manifestații și ce se întâmplă în Ucraina și de pe la noi prin țară, tot felul de mișcări. Ne caracterizează pe noi românii vreo ritual aparte, vreo trecere, vreo experiență general valabilă a românilor care să reprezinte, nu știu, una dintre porțile monomitului? Nu știu ce să zic. E o întrebare foarte grea și aceasta. Dacă e să vedem chemarea sau așa, am putea să zicem că suntem mereu chemați, dar fie se refuză, fie după 2-3 zile renunțăm. Dacă plecăm în călătoria respectivă, tot la fel în fața piedicilor, mă gândesc că, în general, renunțăm sau avem temeri și ne întoarcem înapoi sau așteptăm ajutor, exact, așteptăm ajutor, un ajutor supranatural. Și când nu vine, dăm vina pe cineva. Și când nu vine, dăm vina pe altcineva. Da, se regăsește, trece aici. Valentin, ultimul cuvânt, că ai fost și primul. Nu vreau să am ultimul cuvânt în chestia asta, dar m-am gândit că, într-adevăr, există un ritual care ar defini, să spunem, mentalul românesc din perspectiva teoriilor lui Campbell. Cu toate că e mai curând vorba de un versant negativ, de un anti-monomit. De pildă, în un ritual pe care îl trăim zilnic, sub nenumărate fațete, din nenumărate puncte de vedere, și pe care îl repetăm așa, compulsiv, deși ne propunem de fiecare dată, fiind noi oameni onești și bine educați și având o morală justă, să renunțăm la această optică, să moară capra vecinului. Deci, sufletul românesc e atât de profund frustrat, din diferite motive, toate istorice, evident, încât dacă nu ne sacrificăm eroi, dacă nu ne bucurăm când cei buni, onești și curajoși dispar, parcă ne lipsește ceva. Din cauza asta, progresul nostru e atât de mărunt, încât de multe ori devine invizibil. Asta e partea, să spun așa, partea de umbră din sufletul românesc, ca să vorbesc în termeni iungheni. E un ritual de sacrificare a celor care sunt importanți, onești, și care realmente au pus umărul la existența unui anumit progres în diferite momente ale societății românești. Mulțumesc. Ai și tu o părere despre ritualul românesc. Protopopescu, că a adus vorba despre acest lucru. Asta îmi dă ocazia să spun și eu despre ceea ce a observat un analist iunghian care vine frecvent în România despre români, pentru proiectele noastre de Sandwork. Și, într-adevăr, poate că nu este ceva care să ne flateze, dar este important să reflectăm și la ce ați spus dumneavoastră și la ceea ce o să vă spun eu că am auzit de la altcineva. Și anume, Eva Patis Zoia a spus că a observat că noi românii ne mobilizăm energia doar atunci când vrem să ne ucidem liderul.
și că este foarte tragic acest lucru, pentru că asta înseamnă că oamenii stau într-o stare de letargie și nu fac nimic, iar când apare cineva cu inițiativă și vrea să facă ceva, ceilalți grupi se mobilizează ca să-l desfințeze. Nu mă refer numai la planul politic, această discuție era în privat și se referea la niște proiecte pe care le desfășurăm în comun într-o tot o altă zonă, într-o zonă de binefacere chiar. Dar și acolo acest aspect de umbră și puternic, poate chiar cu rădăcini arhetipale, se activează, încât este într-adevăr dramatic dacă e adevărat că noi, ca și popor, ne mobilizăm energia nu să facem ceva constructiv, ci să facem ceva mai degrabă anticonstructiv, ca să nu zic destructiv. Tare mi-aș dori să încheiem într-o notă pozitivă conversația din această seară și întâlnire și sunt sigură că Mihai Mănescu o să ne spună că povestea continuă, la fel cum se spune și în filmul lui, în ultimul cadru negru al filmului. Spune-mi care este ritualul care te caracterizează pe noi. Ritualul rămâne nu știu cât ritual, că vorbim de ritualul călușarilor, dacă vrem un ritual neau și al nostru, dar observ așa un pesimism spre fatalism care s-a născut aici. Cartea lui Campbell vorbește despre frumusețea omului. Îndeamnă omul să viseze, să creadă în povești, să treacă peste obstacole, să se confrunte cu propriile lor frici care sunt umbrele lor. Adică fiecare om are umbra lui cu care trebuie să se confrunte și trebuie să o învingă pentru a deveni erou. Auzeam mai devreme vorbindu-se acel individ care trebuie să aibă anumite lucruri speciale. Noi toți le avem. Dar noi trebuie să conștientizăm că avem lucrurile alea. Sunt în fiecare dintre noi, pentru că vedem un curent mai nesemnificativ, așa îi spunea, renaștere. S-a născut și s-a bazat pe o simplă afirmație, care o regăsim și în cartea publicată de editura Herald, altfel în Corpus Hermeticum. Și mai ales în dialogul Asclepius, care spune, o, Asclepius, ce minune e omul. Exact despre asta e vorba și în cartea lui Campbell. E o carte care cu siguranță vă va îndemna să visați, în niciun caz să stați, să refuzați chemările la aventură, în niciun caz, din punctul meu de vedere, poporul român nu este așa, dacă era așa, atunci n-aveam niște nume mari, Eliade, Enescu, Nadia Comăneci, numiți-i. Cine vreți voi? Avem o grămadă de personalități pe care le putem vedea, le putem lua drept modele. Și exact cum spune și Campbell, avem nevoie de mentori, avem nevoie de eroi și avem nevoie și de umbre. Pentru că dacă n-ar fi umbrele, noi n-am avea cum să mergem mai departe. De aceea, într-o poveste, într-un film, în orice operă literară sau din orice domeniu, inclusiv din muzică, nu contează atât răul cât contează antagonistul. Așa că dacă privim spre fatalismul românului, înseamnă că românul chiar are o provocare foarte frumoasă. Aceea de a trece peste multe obstacole și a vedea că gustul victoriei este extrem de dulce, iar elixirul acela, care se află în adâncul sufletului lui, poate fi foarte accesibil oricui are curajul să încerce. Iar cartea asta, a lui Campbell, asta propune. Îndrăzniți să credeți și îndrăzniți să căutați în adâncul vostru, pentru că acolo veți găsi exact ceea ce căutați. Mihai, mulțumesc tare mult pentru ultimul cuvânt din această seară. Stimați invitați, vă mulțumesc teribil că ați fost alături de noi în această seară, că ați călătorit de departe sau că v-ați făcut timp liber să fiți alături de noi și pentru că voi ați fost parte din ritualul de naștere a acestei cărți în librăriile din România. Pentru că v-ați dorit să fiți în seara asta aici sau pentru că a fost musai să fiți în seara asta aici. Ea a avut nevoie de voi, eu am avut nevoie de dumneavoastră și oamenii din public cu siguranță au nevoie de cartea aceasta. Câți demoni în spate, atâția îngeri în față, oglindiți-vă, vă rog, de acum înainte în cărțile pe care le citiți cu mare încredere de la editura Herald. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ați închis cercul pentru apariția acestei cărți. O seară bună tuturor!